Bun găsit! Pentru a doua seară din cadrul zilelor municipiului Reghin, buna dispoziție este garantată celor care iubesc muzica și dansul popular. Între artiștii de seamă invitați în recital se numără Marius Ciprian Pop și Sava Negrean Brudașcu. Vă propun să îl cunoaștem acum mai bine pe Marius Ciprian Pop, pe care în timpul săptămânii îl găsești pe scenă, îmbrăcat în spectaculosul costum popular al clujenilor, cântând doine și hore, cu glas puternic. Duminică îl vezi slujind în biserică, în veșminte preoțești. Alteori te va întâmpina în uniforma de polițist. Nu e vorba despre un actor care trece abil dintr-un rol în altul, ci de o persoană cu care Dumnezeu a fost generos în daruri. Părintele Marius Ciprian Pop este preot misionar al Patriarhiei Române, interpret de muzică populară tradițională și director adjunct al Centrului Cultural al Ministerului de Interne. Născut la 1 septembrie 1976 la Cluj-Napoca, a crescut mai mult la bunici, în satul Filea de Jos, ceea ce îl face să declare cu mândrie că este țăran. La Filea de Jos a învățat să se roage și să cânte, dar nu s-a imaginat nici preot, nici cântăreț. Pentru el, rugăciunea și cântecul erau doar moduri de a-și manifesta dragostea pentru Dumnezeu și pentru neamul românesc. Pentru Marius Ciprian Pop, preoția se află pe primul loc. Slujește la o biserică din București, dar și la Academia de Poliție, unde predă pentru 2000 de studenți. Măi române, om frumos, avem suflet să iubim, mama, vai cum se duc anii mei, sunt doar câteva dintre melodiile cu care ne-a încântat de fiecare dată în spectacolele susținute în orașul nostru. Cu siguranță la fel se va întâmpla și de această dată, când artistul va susține un recital sâmbătă 23 iulie. Sava Negrean Brudașcu este o interpretă de muzică populară ardelenească din România, originară din satul Bucium, județul Sălaj. În satul ei natal, Sava Negrean Brudașcu a învățat să cânte în corul bisericii. A iubit muzica din prima clipă, iar apoi a cântat-o împrăștiind în jurul său bucurie, căldură, liniște. Artista nu a avut o copilărie ușoară, s-a născut într-o familie săracă, așa că a muncit toată copilăria. Sava Negrean Brudașcu poartă cu ea o poveste diferită încă de la botez. Părinții i-au dat nume de băiat ca să o ascundă astfel de un blestem. Sava Negrean Brudașcu a fost deosebit de apreciată pentru cântecele încărcate de patriotism, precum Doamne ocrotește-i pe români, noi suntem români, dar nu numai. Melodia cu care s-a făcut în mod deosebit cunoscută este Mă cunosc sălăjeancă, trecând cu brio peste exigența concursurilor Floarea din Grădină, Dialog la Distanță, Adevărata Școală, la acea vreme, colaborând cu prestigioase ansambluri folclorice, alături de care și-a dăruit cântările spre ascultare. Sava Negrean Brudașcu s-a impus foarte repede. Plecărarea vieții mele este una dintre cele mai cunoscute compoziții ale sale, piesă care a strâns sute de mii de vizualizări pe YouTube. Cei care o îndrăgesc se vor putea bucura de prezența sa la zilele municipiului Reghin în seara de sâmbătă, 23 iulie.